clădirea sălii stației de sortare, deșeurile încărcate care sunt aduse de la stațiile de transfer merg pe această bandă transportoare. La fiecare astfel de cutie este un operator care sortează o anumită categorie de deșeuri. Ele sunt trimise în partea de jos a stației. Colectarea selectivă a deșeurilor începe să se apropie de normalitate în Mehedinți. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, astăzi, Bradner a semnat contractul de delegare a serviciilor de operare, întreținere și administrare a stației de sortare și a stației de tratare mecanobiologică din Malovăț. Obiectivul era prevăzut în contractul semnat încă din 2013 de fosta conducere a Consiliului Județean Adrian Duicu. Acordul încheiat cu Ministerul Mediului pe timpul mandatului Rovanei Plumb avea o valoare de 22 de milioane de euro. Așadar, la 5 ani de la semnarea contractului încep să se vadă și primele rezultate pentru locuitorii județului. Pentru noi, pentru companie, clar că suntem foarte fericiți că semnăm astăzi un contract așa de mare, pe termen lung, și vom asigura că noi, cum am spus deja, suntem un operator serios, avem experiență și rezolvăm fiecare problemă care va fi pe drum. 100% vine ceva. În urma operării acestui sistem de management integrat al deșeurilor, județul Mehedinți va beneficia de servicii la standarde europene și ei vor fi beneficiarii acestor rezultate prin beneficiile aduse în urma valorificării deșeurilor colectate selectiv. În mod sigur, se vor crea și responsabilități și de o parte și de cealaltă. Este doar un început, pentru că semnăturile pe care le veți spune astăzi cu toții trebuie să se regăsească în creșterea nivelului de trai al populației județului Mehedinți. Până acum, colectarea selectivă a deșeurilor a fost deficitară în județ, procentul celor care adoptă o astfel de măsură fiind de maximum 30. Obiectivul Bradner, în urma semnării contractului, este să ajungă la o colectare selectivă de cel puțin 60% în următorii 5 ani. Investiția care face obiectul contractului de concesiune este un ansamblu de lucrări și achiziții de produse în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Procesul tehnologic este împărțit pe fracția umedă și pe fracția uscată, ceea ce înseamnă în termeni mai populari deșeuri reciclabile, hârtie, carton, plastic, metale. Avem două hale de sortare și una pentru tratarea mecanobiologică și toate dependințele, ca să-i spunem așa, necesare acestor două procese principale, constând în celulele de compostare. Municipiul Drobeta Turnu Severin poate fi considerat principalul beneficiar al acestei investiții, mai ales în contextul în care orașul beneficiază și de un depozit ecologic. Mehedinciu devine unul dintre cele mai moderne județe ale României privind selectarea și tratarea gunoiului. Pe de altă parte, trebuie să facem o campanie de informare și către cetățeni. Primul pas pentru ca această stație să funcționeze la parametri înalți, o constituie colectarea selectivă. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să pună plastic la plastic, hârtie la hârtie. Important să plecăm cu toții de la acest deziderat. Prin încheierea acestui contract se urmărește îmbunătățirea condițiilor oferite mehedințenilor, dar și protejarea mediului înconjurător.